Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune Perfectul Simplu. Suntem în direct în studioul Old TV Slatina, Biserica Ortodoxă și provocările lumii moderne. Este tema emisiunii din această seară și invitat, așa cum ați văzut și din postările de pe Facebook-ul meu și de pe Facebook-ul Old TV, este Părintele Ieromonah Nicolae Marius Pălășoiu, duhovnicul Mănăstirii Clocociov. Bună seara, Părinte! Vă mulțumesc tare mult că, iată, ați venit, sunteți aici în direct. Este o perioadă prea plină, să zic așa, dar este o perioadă în care lumea se apropie mai mult de biserică. Dar în același timp sunt și provocări și trebuie să mulțumesc și Preasfințitului Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Ca de obicei suntem în legătură și cu dumnealui a binevoit să vă trimită din nou în această seară la Perfectul Simplu, la Old TV, să le vorbiți oamenilor așa cum o faceți atât de frumos, cum o faceți minunat la slujbe, dar și în conferințele pe care le susțineți. Deci, încă o dată, bună seara, bine ați venit! Bine v-am regăsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Și începem așa cu un citat al celebrului scriitor André Malraux, care spunea: secolul 21 sau va fi religios sau nu va fi de fel. Este traducerea exactă. Și tot el a spus: civilizația noastră va fi constrânsă a-și găsi valoarea sa fundamentală, altminteri se va descompune. Închei citatul. M-am gândit, dacă cele două enunțuri au legătură, iar eu cred că au, încotro ne îndreptăm, Părinte? Este credința în Dumnezeu Tatăl și Fiul acea valoare fundamentală care ne poate salva de la descompunere? Da, André Malraux a mai spus ceva în context, ceva esențial, și anume că civilizația noastră este în stare să distrugă pământul, dar nu este în stare să formeze un adolescent. Dacă nu vom regăsi valorile și transcendența, vom pieri, vom fi spulberați în țăndăr, zice el, cred. Adică valorile... Și s-a dovedit că a avut dreptate, se dovedește că a avut dreptate, da? Sigur, și este foarte actuală această intuiție a lui prin omul recent și astăzi chiar prin omul care trăiește într-o epocă numită postumanism. Adică fără valori, fără rădăcini și fără transcendență, fără verticală a legăturii cu Dumnezeu, într-adevăr este cum ați spus, omul se descompune. Iar credința într-adevăr este o forță extraordinară care îl poate aduce pe om aproape de Dumnezeu, aproape de sinele său profund și aproape de semenii săi. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că adevărata credință este o putere de legătură care înfăptuiește unirea desăvârșită, nemijlocită, adică directă și mai presus de fire între Dumnezeu și omul care crede în Dumnezeu. Deci, într-adevăr, credința este singura putere care îl poate readuce pe om în firesc și îl poate lansa în suprafiresc. Îl poate desăvârși așa cum a fost proiectul. Și dacă cineva vă spune nu e adevărat, nu știu ce ne-ar putea salva, cum argumentați ceea ce ați spus? Omul de-a lungul istoriei a încercat să se salveze pe sine și n-a reușit. Trebuie ca să vină Dumnezeu, Salvatorul, adică Mântuitorul, și iată, să se întrupeze, să se nască, pentru ca pe noi să ne renască, să ne aducă ceea ce am avut cândva în Eden, starea de noutate, starea de noutate autentică, nu de schimbare și iarăși schimbare care mimează
o noutate falsă. Doar prin Hristos omul poate să redevină ce a fost cândva și mai mult decât atât. Se poate îndumnezei după har. Poate deveni ceea ce cred că orice om simte că are în adânc, poate deveni o ființă extrem de înaltă, de profundă, de frumoasă și de bună. Deci să devenim oameni noi și nu neapărat să ne schimbăm, nu? Oameni noi prin... Este o diferență, deși la prima vedere n-ar fi o diferență. Schimbarea de dragul schimbării, schimbarea de nicăieri spre niciunde, este o amăgire, o mare iluzie. Faptul că schimbi mereu ceva nu înseamnă că te și înnoiești. Pentru noi creștini, înnoirea este doar întru Hristos, omul nou. Dumnezeu omul prin care se poate realiza omul nou cu adevărat. Adică omul așa cum l-a gândit, l-a zidit și îl dorește Dumnezeu. El este noutatea absolută, Hristos. Și doar întru El omul se poate înnoi la modul adevărat. Vorbind despre umanism și pomenind despre postumanism, într-adevăr, într-o discuție pe care noi am avut-o în urmă cu câteva zile, spuneați că noi ne aflăm în postumanism și nu în postmodernism, cum spunem ce toți. A fost prima oară când am auzit așa ceva. Părinte, omul a murit, Nietzsche spunea că Dumnezeu a murit. A murit omul și lăsând loc cyborgului. Nietzsche, cel care a vorbit despre supraom, despre omul care este profund amoral, adică dincolo de bine și de rău, omul imaginat de Nietzsche, supraomul, este o mare iluzie, dar și o mare dramă pe care o trăiește omul postmodern și omul care trăiește în postumanism. Postumanismul ne fiind altceva decât o etapă care se succede după postmodernism, în care accentul era pus pe trup, pe trupesc. În postumanism se pune accentul pe robotizarea omului și pe fluidizarea genului. Ați observat că politicile de tip neomarxist promovează, susțin și fac publicitate, într-un cuvânt, omului nou în felul acesta, adică omului care se apropie de mașină robotizându-se și care încearcă să transforme mașina, adică calculatorul, în ceva de tip om. Mai că și aici este vorba despre o mare iluzie și un demers total irațional, deoarece, din punct de vedere logic, creierul uman, mintea umană, are totdeauna ceva de la Dumnezeu pe care o mașină de calcul, indiferent cât de performant ar fi, nu poate să o acopere. Așa spune Gödel, Kurt Gödel, cel mai mare logician al secolului al XX-lea, cel mai mare logician după Aristotel, că totdeauna va exista un rest, totdeauna va exista o limită. Adevărul științific rămâne indemonstrabil. Adică și noastră știți cel mai bine, a studiat matematica, matematica pură, și a predat 18 ani matematica. Exact, iar Kurt Gödel, repet, spune că adevărul științific nu se reduce la demonstrație, că există limite în demersul științific și că totdeauna va exista un rest în demersul acesta de a acoperi printr-o mașină de calcul mintea umană. Deci ființa umană rămâne incognoscibilă în adâncul ei. Demersul acesta, sigur, este trufaș. Este continuarea supra omului, dar mai înainte de asta este continuarea omului renașterii, omului care era în centrul universului, omului care era măsura tuturor lucrurilor. Și apoi, sigur, ideologic, prin comunism și acum prin neomarxism, acest om tinde și mai mult spre a se dezumaniza, se îndepărta de firescul lui și de împlinirea proiectului după care l-a creat Dumnezeu, să ajungă Dumnezeu, dar după har,
nu prin sine, ci prin harul lui Dumnezeu care îl sfințește și îl îndumnezește. Iată, dumneavoastră spuneți și nu numai aici, lucruri pe care scenariști și regizori și fac această paralelă sau, eu știu, apropiere, îmi permit să spun, pentru că sunt oameni care nu merg la biserică, dar se uită la filme, se uită la televizor. Și sunt filme de genul Supremația roboților, alte filme care arată cum pericolul inteligenței artificiale. Poate să fie o metaforă sau nu? Noi vedem ce se întâmplă cu copiii, cu tinerii, legat de Dar această dependență. Sesizează oamenii acest pericol, pentru că, iată, postumanismul acesta este într-o expansiune formidabilă. Secolul vitezei. Foarte rapid omul vrea să ajungă, dar nu știe unde. Adică acolo unde își propune să ajungă, are vreo arvună, vreo garanție că va fi bine? Noi în creștinism spunem așa. Noi spunem așa în creștinism. Credința este o arvună a celor nevăzute încă. Deci, prin credință, noi deja primim cele pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit. Noi gustăm viața veșnică. Viața veșnică în biserică nu este un concept filozofic. Nu este viața de după moarte, în care credem și atât. Nu, viața veșnică este viața care a omorât moartea, cea care ne-a despărțit de Dumnezeu. Moartea de care trebuie să ne temem. Nu moartea despărțirii sufletului de trup și a noastră de cei dragi este marele pericol, ci moartea, sensul despărțirii noastre de Dumnezeu, Creatorul, Susținătorul și Mântuitorul nostru. Și asta este marea drama omului, că nu mai are acces la izvorul vieții. Moartea nu are o ființă. Nici chiar diavolul, care este numit de Sfântul Grigorie Palama, Duh al Morții, nu este neființă. Pentru că Dumnezeu ce a adus de la neființă la ființă, nu mai distruge. Dumnezeu pe cele care le-a adus, le susține în continuare. Și mai ales pe înger și ființa nemuritoare care este omul, prin sufletul lui. Chiar și cerul și pământul nu vor fi distruse la sfârșitul veacurilor, ci vor fi transfigurate într-un cer nou și un pământ nou, cum spune Apocalipsa. În urmare, noi, dacă ne desprindem de izvorul vieții, murim. Deși trăim biologic, funcționăm psihologic, avem rezultate intelectuale notabile prin cultură, din punct de vedere duhovnicesc, suntem morți. De aceea, la slujba mormântării, se citește, reamintindu-ne un pasaj evanghelic despre adevărata moarte. Adevărata, vă zic vouă, ce Mântuitorul, vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Nu e vorba despre morții din morminte, căci despre aceștia vorbește mai încolo. Vine ceasul când toți și din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Ați fost întrebat adesea, pentru că ați spus lucrurile astea de mai multe ori și trebuie să... Și se repetă în fiecare duminică, în fiecare an, pentru că în fiecare duminică este o slujbă specială, da? Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie. Se citește un pasaj din Evanghelie. Și în fiecare an, în duminica respectivă, este același lucru. Și totuși sunt oameni care nu pricep, nu înțeleg. Și cel mai bine e să întrebe, părinte, ce ați vrut să spuneți? Sau ce vrea să spună Sfânta Evanghelie? Și acum, referitor la Apocalipsă, face referire la morții vii și la morții, la cei vii și la cei din morminte. Ce vrea să ne spună Dumnezeu? Că El este viața prin excelență și legătura cu El este viața noastră, a oamenilor. Legătura noastră cu El este viața noastră. Omul, când a căzut prin Adam,
6 simte căderea, o simte ca părăsirea lui Dumnezeu. Vedeți când Nietzsche, că ați amintit de el, spus că Dumnezeu a murit, s-a referit la faptul că omul, supraomul lui, nici chiar el, vorbim despre Nietzsche, nu-l mai simte. Deci e mort în sensul că nu-l mai simte și nici nu mai dorește să-l simtă, zicea Nietzsche. Adică prin supraom se creează o supraputere care luptă împotriva lui Dumnezeu, moartea lui Dumnezeu, luptă împotriva semenului. Te ridici deasupra celuilalt, cu orice preț, prin orice mijloace, și deasupra ta, deasupra complexelor de inferioritate, care te bântuie. Deci adică complexele de superioritate. Și te ridici deasupra naturii. Nu mai ții cont nici de natură, de natural, prin poluare și prin distrugere. Acesta e supraomul. Și acest supraom, care a spus că Dumnezeu a murit, asta a simțit el. Asta a simțit Nietzsche și, într-un fel, a intuit că și alții simt același lucru. Și aceasta e moartea despre care noi vorbim că este cea mai periculoasă, de care ar trebui să ne temem, să nu mai simți pe cel care este izvorul vieții în general și izvorul vieții tale, susținătorul vieții tale, purtătorul de grijă al tău și mântuitorul, scumpărătorul tău. Dar pentru că omul este o ființă creată de Dumnezeu perfectă, dar perfecțiunea nefiind ceva static, ci ceva viu, dinamic, ceva în urcuș, omul, având liber arbitru, poate alege moartea. Adică poate alege să nu mai asculte, să nu mai aibă legătură cu izvorul vieții. Și trăiește această moarte, repet, nu are o ființă, ci este îndepărtarea de izvorul vieții. Și asta e moartea. Pentru că avem o foarte mică problemă tehnică, o să vorbesc eu acum, vine colegul meu să rezolve problema. M-am gândit la o altă provocare, nu numai a lumii moderne, este o provocare mai veche. De fapt, biserica a fost supusă întotdeauna provocărilor. Și întrebarea e așa, părinte, este în pericol biserica de a-și pierde însemnătatea socială și culturală prin secularism? Știm ce s-a întâmplat pe vremea lui Cuza, parcă nu? Sau au fost secularizate averile mănăstirești, dar eu mă refer la alt tip de secularizare, care revine, nu, sau greșesc? Nu, așa este cum spuneți. Secularizarea este o mentalitate și o atitudine a omului care dorește să trăiască, să-și trăiască clipa, să trăiască doar în timpul acesta, neavând preocuparea atemporalității. Adică pentru omul postmodern, pentru omul recent, pentru omul care trăiește în epoca postumanistă, pentru omul secular, realitatea se reduce la timpul și spațiul în care el trăiește. Nu există transcendență, nu există valori absolute. Este, dacă vreți, în esență, secularismul, acea concepție și acea atitudine de viață în care omul trăiește ca și când Dumnezeu n-ar exista. Adică Dumnezeul, creator al timpului și al spațiului, este nesocotit și uitat. Pentru ca omul să-și poată trăi, zice el, liber, să nu aibă dependența aceea care i-ar îngrădi libertatea, să trăiască liber așa cum dorește. Sfântul Apostol Pavel spune, eu pot să fac ce vreau, dar nu tot ce vreau este și de folos pentru mine. Omul, de exemplu, nu vrea să facă păcate, că vede că e rău prin ele. Dar intră într-un cer vicios prin păcat și își face rău, își dă seama că își face rău, dar continuă, pentru că în spatele unui păcat care devine patimă e un demon care dă adicție. Dincolo de ce spun psihologii, de ce spun ei cercetând fenomenul, stă un numen și stă un duh. Și anume acel duh care te ține legat. De aceea, în taina spovedaniei, preotul spune, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Și păcatele sunt și o legătură demonică, nu doar o încălcare a unor norme morale. Asta mai puțin,
Păcatul este o boală, este de fapt nesimțirea prezenței lui Dumnezeu. Și cum putem avea o viață creștină autentică într-o lume covârșitor demonică? Parcă demonii sunt printre noi și noi în permanență. Păi vedeți, spuneați de secularism. Stăpânitorul lumii acesteia, spune Mântuitorul, este diavolul. Dar diavolul n-a creat o altă lume decât aceea pe care a creat-o Dumnezeu. El tot în aceea lucrează. Da, te îi place lumea asta, nu? Dar lucrează deformând-o, vrăjind-o. Adică ea este o lume, lumea demonică pe care o stăpânește diavolul, este o lume iluzorie, dar seducătoare. Spunea Simone Weil, o scriitoare foarte cunoscută evreică, spunea că lucrurile de care suntem noi legați prin patimi sunt ireale, dar lanțurile care ne leagă de ele sunt foarte reale. De aceea este foarte greu să te... Da, și Mântuitorul spune, din el lanțurile a venit astea. În lumea aceasta care să omoare moartea, cu moartea pe moarte călcând, adică acea moarte de care am vorbit mai înainte, și să îl zdrobească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, că a dezbrăcat de putere începăturile și stăpânirile, biruindu-le pe cruce, biruind asupra lor prin cruce. Adică Mântuitorul este cel care aduce biruința asupra morții și a diavolului, care este stăpânitorul lumii păcatului, lumii răului. O lume iluzorie, dar, repet, seducătoare, pentru că omul caută plăcerea. Și plăcerea dă dependență. Plăcerea dă dependență și aduce după ea durere. Omul nu dorește durerea. Vrea să o evite, căutând iarăși plăcerea. Și intră într-un cerc vicios, se leagă prin acest cerc vicios de diavol și se desparte de el însuși și de Dumnezeu, care ar voi să-l ajute pentru a se dezlega. Și îl și ajută în biserică. Biserica are tot ce-i trebuie omului pentru vindecare, pentru eliberare de puterile demonice și pentru vindecare de rănile pe care ni le produce lumea și diavolul. Mântuitorul spune, vine stăpânitorul lumii acestea și el nu are nimic în mine. În altă parte, se vorbește despre puterile întunericului care stăpânesc veacul acesta. Deci asta e veac sau secol. Secularism vine de la secol, de la veac, de la timp fără veșnicie, de la timp fără creatorul timpului. De fapt, când spunem secol, nu, în acest caz nu și soluția ne ferim la timpul acela limitat de 100 de ani, nu? Da, la partea aceasta care nu doar că trece, dar nici nu o putem trăi. De aceea, marii scriitori mereu au vorbit despre clipă, rămâi, despre faptul că totul curge, totul trece de la Heraclit încoace, știm asta. Adică, în interiorul timpului și spațiul al timpului, vorbim acum, Dumnezeu inaugurează în Hristos o altă realitate, viața veșnică. De aceea spune Mântuitorul, în lume necasuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea răului, a păcatului, a diavolului, și în altă parte spune, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Adică în interiorul veacului căzut, unde stăpân este diavolul, Hristos este cel care a biruit puterea lui pentru cei care cred în el și fac voia lui în viața lor. Iisus a răspuns oamenilor care au întrebat cine poate să se mântuiască. Citez. Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Am încheiat citatul. Părinte, dacă omul este făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, de ce este imperfect? Omul despre care vorbim noi astăzi, omul recent, omul postmodernist, omul lui Nietzsche, chiar și noi când trăim în necredință, nu mai suntem ce a creat Dumnezeu prin Adam. Ce a creat Dumnezeu în Adam și în femeia lui era omul nou, cu adevărat. Era omul perfect. Dar încă o dată, perfecțiunea nu înseamnă punct terminus. Dumnezeu nu a creat automate, mecanisme moarte sau mecanisme care funcționează pe baza unui algoritm. Ci Dumnezeu a creat ființe vii, libere, dinamice. Prin urmare, perfecțiunea să o vedem ca un proces, ca pe un urcuș. Sfinții Părinți vorbesc despre suiș epectatic, adică suim
din început, în început, prin începuturi care n-au sfârșit. În matematica asta se numește asimptotă. Adică tinzi spre infinit fără să-l atingi. În noi există această sete de infinit. Și dovadă că noi nu suntem infinitul, cum a dorit diavolul să fie ca Dumnezeu, punându-și tronul deasupra norilor cerului, ajungând din necreat creat, ceea ce era un demers total stupid, ilogic și sortit pieirii lui. Omul tinde la infinit, deci nu are în el infinitul, pentru că îl are ca potență, dar nu l-are cum l-are Dumnezeu, infinitul, prin sine. Dumnezeu este atotțiitorul, este absolutul, dar necreatul, dar creatorul. Și în om a creat o ființă, ființă vie, dinamică, perfectă, dar perfecțiunea încă o dată văzută pe cale, spre un scop. De aceea a spus, l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. Adică ce înseamnă asta? L-a creat nemuritor, l-a creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic viu, nemuritor, și l-a creat să tindă spre asemănarea cu Dumnezeu în bunătate și în înțelepciune. Omul primordial era încă naiv din punctul acesta de vedere al bunătății și al înțelepciunii. Și atunci, așa trebuie privită perfecțiunea. Desăvârșirea celor desăvârșiți este nedesăvârșită, spun Sfinții Părinți. Dumnezeu este infinit sau Dumnezeu este infinitul? Este infinitul personal, nu un infinit abstract cum este matematic. Deci omul, vedeți, intuiește prin știință, în special prin matematică, care poate fi definită ca știința infinitului, o definiție foarte lapidară, intuiește existența infinitului și tânjește după infinit. Și această tânjire a lui îl desăvârșește pe el ca om, dar după infinitul personal, nu abstract, cum este în știință. Pentru că dacă te rezumi la știință, fără să ai acces la știința cunoașterii personale, doar o știință de aceasta abstractă a cunoașterii lumii de aici, atunci simți că rămâi cu un oftat. Vine moartea și totul se sfârșește. Deci omul are înăuntru lui acea sete de infinit pe care nu o poate astâmpăra decât atunci când Dumnezeu îl cercetează și el, omul, răspunde acelei chemări prin credință lucrătoare în iubire. Și punând mereu întrebări și așteptând răspunsuri? Răspunsuri pe care le simte inima. Vedeți, Dumnezeu a dat omului rațiune pentru a cunoaște lumea aceasta creată. Dar i-a dat credință pentru a-L cunoaște pe El, pe Creator. Și această credință izvorăște din inimă, din Duh. Este o cunoaștere directă, personală, neintermediată, cum este cunoașterea rațională, care e o cunoaștere, nu, de tip algoritmic, o cunoaștere secvențială, o cunoaștere prin intuiție cel mult. Este o cunoaștere cu rest, aproximativă, rece. Omul are nevoie de o cunoaștere caldă, de o cunoaștere iubitoare. Dumnezeu este iubire. Și a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să simți acea iubire și să răspunzi pe măsura simțirii acelei iubiri. Avem nevoie de vorbe, avem nevoie de cuvinte și avem nevoie de vorbe înțelepte și de răspunsuri. Dumnezeu a spus, lumea face atâta zgomot la urechile voastre încât glasul meu nu-l mai auziți. Am încheiat citatul. Vorbiți-ne despre tăcere, părinte. Vedeți ce întrebare a spus? Să vorbesc despre tăcere. La Sfinții Părinți există... E greșit? Nu, este un paradox frumos. Da. La Sfinții Părinți se vorbește despre o tăcere exterioară, despre o tăcere interioară. Se vorbește despre o tăcere cu păcat și despre o tăcere virtute. Spune Ava Pimen, un părinte al Patericului, că sunt unii care nu tac de dimineața până seara. Tac, nu vorbesc cu gura. Dar păcătuiesc continuu, prin gânduri, prin imaginație, prin ce se petrece înăuntru lor. Și sunt alții care vorbesc de dimineața până seara,
cuvinte de folos ziditoare pentru ei și pentru semenii lor. Tăcerea ca model este prezentă în lumea îngerilor. Cel care a vorbit despre îngeri, teologic vorbind, Sfântul Dionisie Areopagitul spune că îngerii sunt mesageri. Nu? Ei sunt trimiși să vestească dumnezeiasca tăcere. Și te miri pentru că dacă sunt mesageri, trimit mesaje. Îl laudă pe Dumnezeu, nu? Cântă, neîncetat, aducând slavă lui Dumnezeu. Și totuși se vorbește despre o tăcere. Aici este vorba despre ceea ce se întâmplă profund în naturile slujitoare. Ele sunt foarte receptive la mesajul care vine de la o autoritate. Și autoritatea supremă este Dumnezeu. Deci sunt în ascultare, în maximă receptivitate. Nu au părerea lor, nu au opinia lor autonomă de cea a lui Dumnezeu. Sunt foarte atenți să facă voia lui Dumnezeu. Cu mare scrupulozitate. Și nimic din ce este străin voii lui Dumnezeu, nici să nu gândească, nici să nu vorbească, nici să nu trăiască, bineînțeles. În cazul îngerilor, ascultarea aceasta este deplină. Iar cei care încearcă să ducă viață îngerească, cei care poartă chip îngeresc, ar fi călugării în mănăstiri. Chiar așa se spune despre ei, că poartă chip îngeresc. Adică au această ascultare. Au o liniște profundă interioară în care ascultă glasul lui Dumnezeu. Deci, vedeți, în rugăciune noi credem că e important ca Dumnezeu să ne audă pe noi. Așa zicem cu toții, că, uite, iată, Dumnezeu nu m-a auzit. M-am tot rugat și nu mi-a răspuns. Adevărata rugăciune este aceea în care ai ajuns la o liniște lăuntrică prin darul lui Dumnezeu și auzi glasul lui. Auzit-am, Doamne, glasul tău. Auzit-am, auzul tău, de fapt, este. Dar vestea despre tine. Unde am auzit-o? În inima mea. Adică rugăciunea atunci este un dialog. Altfel, noi trăim un monolog în rugăciunile noastre. Și tot vorbim cu Dumnezeu căutând ca El să ne audă și să ne asculte pe noi. Când, de fapt, adevărata rugăciune, încă o dată, este să ascultăm noi mesajele care vin de la El. Adică sunt în acea tăcere înțelegătoare. Așa se numește această tăcere profundă. O tăcere a Duhului. O tăcere profundă. Și dacă omul are acea tăcere profundă, poate vorbi fără păcat. Dacă e tulburat înăuntru lui și dacă vorbește și dacă tace, greșește. E mai bine să nu vorbească când e tulburat. E mai bine să o amâne replica. Mie îmi place să spun să număr până la 10 ca să nu... Exact. Adică măcar până la 10 ca să nu-mi să manifest furia de amânare a momentului tensionat. Dar asta cu tulbure. Timpul vine, părinte. Știți de ce v-am întrebat acest lucru? Pentru că dacă nu mai suntem în stare să ne ascultăm unii pe ceilalți, tăcând și ascultându-l pe cel de lângă noi, din fața noastră, cum putem să-l mai ascultăm pe Dumnezeu? Eu cred că nouă ne este frică de liniște. Deși spune toată lumea că și-o dorește. Nu cred. Pentru că dacă ajungi la o liniște mai profundă, te sperii de ce descoperi în tine. V-ați speriat vreodată? Oh, cum să nu? Și atunci mi-am dat seama că sunt două variante. Să mă apuc de altceva, deschid o carte, să mă uit pe fereastră, astăzi să deschid telefonul, să intru în lumea virtuală, să mă duc la munte, să plec undeva în afara mea. Și am scăpat. Sau cum spun femeile, să-mi cumpăr o eșarfă măcar. Da, să fac shopping. Ceva. Scuzați-mă că sunt atât de superficială. Da. Nu, dar așa este. Trebuie o mică schimbare dacă o faci. Să fug un pic de mine, vedeți? Care este echivalent, dar este corelativ cu a fugi de Dumnezeu. Sau varianta în care rămână rugăciune, așa cum e risipită, împrăștiată, furată, pierdută, uneori necurată. Și în timp, stăruința aceasta a mea dă rezultate. Deci nu doar rugați-vă, rugați-vă neîncetat, ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, adică stăruiți în rugăciune. Pentru că la început te speri încă o dată când descoperi ce zgomot e în tine. Lasă că ieși în afara ta. Deci soluția facilă este să intri în zgomotul lumii uitând de zgomotul din tine. Dar de fapt el nu piere, rămâne acolo, se și intensifică și dă efecte. Efecte pe care le trăim dramatic uneori. Deci soluția este apropierea prin rugăciune stăruitoare
de Dumnezeu și prin El de noi înșine. Și de acolo vine tăcerea aceea care vorbește. Care vorbește cu adevărat ceea ce este de folos. Duminica viitoare este păzirea poruncilor. Da? Pentru că este imposibil să... Mi se pare că e dregătorul bogat păzirea poruncilor. Da. Pentru că este imposibil să respectăm toate cele 10 porunci, ni l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său cu fericirile? Și aș spune eu în traducere modernă, pentru că avem această temă, provocările lumii moderne, aș putea să spun că cele 10 porunci sunt hardul, iar fericirile sunt softul, greșesc? Putem folosi limbajul acesta modern. Important este ce conține el, ce mesaj transmitem prin el. Petrețuțe are o exprimare în stilul lui lapidar. Eu mă mișc între decalogul lui Moise și predica de pe munte. Adică fericirile. Da. Pentru că predica de pe munte începe cu cele 9 fericiri. Decalogul a fost dat de Dumnezeu pe un munte. Fericirile tot pe un munte. Arătând că, cum vă spuneam, drumul omului este în sus și în urcuș. Nu este în cerc. Astăzi trăim într-un secol al vitezei, secolul roții, nu al scării. Principalul simbol din Vechiul Testament al traseului care îl îndumnezește pe om este scara, nu roata. Roata este simbolul mișcării pe orizontale și chiar cu viteză pe orizontală. Da? Și a viteții care te amețește și te pierzi prin această mișcare. Deci urcușul, muntele Sinai, muntele fericirilor. Decalogul a dat Dumnezeu printr-un om, prin Moise. Fericirile vin prin Dumnezeu omul. Adică vine Dumnezeu personal și spune, iată la ce vă chem. La adevărata fericire, dar fericirea pe care eu o dăruiesc, presupune din partea voastră o participare. Este o fericire inaparentă. Este o fericire care presupune curățirea voastră de păcate. Și conștientizarea mai întâi că trăiți într-o lume a păcatului. Și asta conștientizare începe, prima fericire așa începe, fericiți cei sărași cu Duhul. Adică cei smeriți. Adică nu, cei care își dau seama. Pentru că se mai spune în limbajul... Cei care își dau seama de starea lor. Obișnuit, zice, e sărac cu Duhul, adică are mințile pierdute. Redus mental, dar nu este... mai departe. Sigur că este... Aici nu este cazul, nu? Păi cum era să fericească Dumnezeu pe unul care este fie inapt intelectual prin naștere, fie este prost prin educație și prin, eu știu, prin autoeducație. Nu, este vorba despre acei oameni care conștientizează starea lor așa cum este. Se văd pe ei foarte bine. Și cum se văd? Săraci. Săraci, dar dependenți de cel bogat și care dorește să îi îmbogățească. Asta înseamnă fericire. Îmbogățire în Dumnezeu. Deci, iată, fericirile vin prin Dumnezeu omul. Pe omul vrea bogății pe pământ, părinte. Decalogul, cum spuneam, sunt un șir de opriri. Să nu faci. Da. Fericirile, deci, sunt un nu păcatului. Fericirile vin cu un da virtuții. Da? Și se și poate realiza acest da al virtuților prin Hristos care a adus, nu? Harul și adevărul. Legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Legea s-a dat unui popor, poporului ales, poporul evreu. Fericirile sunt pentru toate neamurile. Și Moise a fost contestat la vremea aceea, nu? Sigur că n-a fost înțeles Moise. De câte ori au cârtit evreii împotriva lui. Și a suferit pentru asta, dar și-a iubit enorm neamul și a dorit mai mult să piară el decât să piară neamul. Foarte mult s-a identificat Moise cu neamul lui, așa cum era, cu suișuri și coborâșuri. Continuăm cu discuția noastră după câteva minute de publicitate. Părinte, revenim.
Am revenit. Părintele eromonah Nicolae Marius Bălășoiu, duhovnicul Mănăstirii Clocociov, este invitatul emisiunii Perfectul Simplu din această seară cu tema Biserica Ortodoxă și provocările lumii moderne. Și rămăsesem cu discuția noastră, părinte, la Decalog, care este în Vechiul Testament, da? Și fericirile, care sunt în Noul Testament. Măcar dacă le-am cunoaște pe acestea, dacă le-am aprofundat pe acestea și am găsi în noi puterea de a trăi frumos? Sigur, vorbim despre sinteza Vechiului Testament și sinteza Noului Testament. Deși un învățător de lege, atunci când l-a întrebat pe Mântuitorul Hristos ce să facă el ca să moștenească viața veșnică, și Mântuitorul l-a întrebat în lege ce scrie, cum citești despre asta. Adică în Vechiul Testament. Viața veșnică, cum se poate moșteni, ce ai înțeles tu fiind doctor în teologia Vechiului Testament, fiind unul acreditat să înveți și pe alții, ce ai înțeles tu din Vechiul Testament? Care ar fi sinteza Vechiului Testament, acesta n-a rostit Decalogul. N-a rostit cele 10 porunci sau o parte din ele. Pentru că sunt mai multe, de fapt, da? Pentru că, de fapt, sunt vreo 613 și încă și mai multe porunci. Dar nu a mers pe linia aceasta, a mers pe o alta. A coroborat două porunci din Vechiul Testament. Prima, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Asta se găsește la Deuteronom. Și să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Vedeți? Adică în Decalog nu se vorbea despre iubire, nu găsiți cuvântul iubire în Decalog, dar îl găsiți în Vechiul Testament, în cele două cărți, Deuteronom respectiv Levitic, și Mântuitorul confirmă. Toată legea și prorocii se reduc, sau de fapt se împlinesc, mai corect spus, la acestea două. Deci acestea două erau prezente în Vechiul Testament. Și te întreb, ce aduce nou Hristos dacă exista porunca iubirii de Dumnezeu și de aproapele? Noutatea absolută pe care o aduce Mântuitorul este aceea că această iubire se întrupează. Deci iubirea lui Dumnezeu ia chip uman pentru a ne spune nouă prin model, prin faptă, cum este iubirea. Dragostea, spune Evanghelistul Ioan, nu este că voi îl iubiți pe Dumnezeu sau ați putea să o faceți vreodată, ci că Dumnezeu v-a iubit mai întâi. Și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de răscumpărare pentru voi. Deci iubirea se arată, iubirea se descoperă și modelul iubirii este Hristos, pentru că iată noutatea. Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată ființa ta, nu? Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu. Și fără de mine nu puteți face nimic. Adică voi n-ați putea iubi. Voi nu sunteți în stare să vă iubiți nici pe voi înșivă. Că dacă faceți păcate, nu vă iubiți. Cum să-ți iubești aproapele în stare de păcat, când nu te iubești nici pe tine, necum să-L iubești pe Dumnezeu. Și atunci, singura mișcare și logică, și evident existențială, prin trăire, autentică, este să simți iubirea lui Dumnezeu și simțind această iubire, să-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți, că deja acum te iubești și pe tine însuți cum ar trebui. O iubire curată, o iubire dezinteresată, fără rest, o iubire deplină, dar din iubirea lui Dumnezeu, nu din puterile tale psihologice, raționale, căzute. Îmi pare rău că mai avem foarte puțin până la sfârșitul emisiunii. Ne se apropie sărbătoarea Crăciunului. Ne pregătim chiar pentru această sărbătoare prin post și rugăciune. Prin post și rugăciune. Dar, Părinte, unde este Iisus Hristos în sărbătoarea Crăciunului?
Păi dacă îl numim magic. Pentru că lumea vorbește, unde îți faci vacanța, unde îți faci aia, ce mănânci, ce, unde petreci. Da, vedeți, statul magic, de tip neomarxist, a luat locul statului polițienesc marxist și a creat magia Crăciunului. Adică totul să fie spectaculos, totul va pe consum, pe distracție, pe ieșirea din sine. Poleirea aceasta care este frumoasă, dar artificială, să spunem. Străzile vor dar fi împodobite. Dar pe oamenii îi bucură asta. Da, îi bucură superficial, nu profund. Nu profund. Natura așa cum e creată de Dumnezeu este mult mai frumoasă decât artificialul creat de om. Și asta o știm cu toții. O floare din grădină sau de pe câmp, de la munte, din mediul natural, nu se poate compara niciodată, totdeauna este peste, o floare artificială. Și cum, Doamne, că deci magia Crăciunului, n-ați auzit de asta? Cum se întâmplă? Ați văzut, la munte te duci și vezi florile alea frumoase și toate plantele. Cum rezistă acolo, chiar dacă nu dă lumea cu tot felul de substanțe chimice, dar în grădina omului trebuie să dea cu tot felul de substanțe chimice și tot apar buruienile. Tot ce a creat Dumnezeu, așa se spune, după actul creației, a fost bun. Iar când l-a creat pe om, spune, au fost bune foarte. Adică desăvârșite. Dar încă o dată desăvârșite în viul lor, în dinamica lor. Și asta e ceva extraordinar. Adică omul este chemat să participe la desăvârșirea lui permanent, fără sfârșit. Și chiar... Și odată cu asta să tragă și creația. Ce e cu magia Crăciunului? Păi da, statul că magic, lumea se gând, unii oameni se gândesc magie vine de la magi... Nu, din păcate. Sau de la ce vine? De la seducție. De la minune. Deci nașterea Mântuitorului ar fi o minune, de fapt, nu realitate. Magii au adus daruri, simbol. Aur, smirnă și tămâie. Și ne cheamă și pe noi să aducem tot așa, acum de Crăciun. Aur, smirnă și tămâie. Este suficient dacă răspundem precum magii. Aurul pe care i l-au adus simboliza faptul că Mântuitorul, cel care s-a născut în Betleem, pruncul, Dumnezeu copilul, este împărat. Dar Irod împăratul s-a tulburat auzind despre aceasta. Adică lumea se tulbură. Lumea politică. Lumea care este reprezentată de cei pe care îi vedem și nu îi vedem la conducere. Se întristează, nu se bucură. Pentru că Hristos îi deranjează enorm. El, Evanghelia lui și mai ales biserica lui pe care porțile iadului nu vor birui. Deci, Irod s-a tulburat, magii au adus daruri. Aurul, simbol al împăratului ceresc și pământesc. El este stăpânul. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, zice Hristos după înviere. Toată puterea lui Dumnezeu. Diavolul, v-am spus, are putere în lumea căzută, în lumea păcatului, în lumea seducției, în lumea patimilor, da? În lumea magiei. Acolo, da, e stăpân. El dirigează lucrurile. Apoi au adus tămâie, nu? Tămâie ca unui mare preot. Marele arhiereu, arhiereu cel veșnic. Și smirnă. Smirna este simbolul, ea împreună cu aloia erau folosite pentru îmbălsămare. Pentru curățirea hainelor și pentru îmbălsămare, pentru nestricăciune, pentru prelungirea trupului, prelungirea stării naturale a trupului după moarte. Asta e aloia și smirna. Deci smirna este simbolul morții și al învierii. Da? Și noi ar trebui să aducem daruri precum magii. Aurul nostru ar trebui să fie credința fierbinte, credința puternică. Credința puternică, credința statornică. Am definit-o la început prin Sfântul Maxim Mărturisitorul. Apoi, tămâia noastră este rugăciunea, dar ați văzut, când pui tămâie ca să miroase frumos și să simbolizeze rugăciunea cu adevărat, ea trebuie să fie pusă pe jar. Adică simbolizează rugăciunea, dar rugăciunea fierbinte, rugăciune arzătoare, o rugăciune din toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, de care suntem în stare în momentul acela.
Iar smirna este simbolul curățirii. Și acum postul, vedeți, ne ajută pentru asta, să curățim. Deci acestea sunt simbolurile. Sigur că da, și răspunsul acesta este simbolul. Mai avem doar 3 minute până la sfârșitul emisiunii și înainte de a transmite un mesaj, vă dau ultimul cuvânt, părinte. Știu că susțineți conferințe. Care este tema viitoarei conferințe, când și unde? Da, cea trecută a fost recentă. S-a numit Tăcerea între virtute și păcat. Am vorbit un pic despre tăcere, despre tăcerea ca păcat și despre tăcerea ca virtute. Cea care va fi a lunii decembrie, care va fi pregătitoare pentru Marea Sărbătoare a Nașterii Domnului, este intitulată Ascunderea și fuga a lui Dumnezeu de om sau omului de Dumnezeu. Cine de cine se ascunde? Pentru că avem temei în Sfânta Scriptură și pentru fuga lui Dumnezeu și pentru ascunderea lui Dumnezeu. Nu doar pentru fuga și ascunderea omului. O temă foarte interesantă. Diferența, arunc așa o lumină, o rază, diferența este că omul păcătos și care nu vrea să scape de păcat, se mulțumește cu păcatul, se ascunde și fuge de Dumnezeu și prin asta și de el însuși, de semenii lui, iar Dumnezeu se ascunde și fuge după om, pentru om și mântuirea lui. Și când va fi și unde? Ați fixat data? Data probabil într-o săptămână, două, într-o zi de duminică, la ora 16 la Mănăstirea Clocociov. Da. O să vă dau ultimul cuvânt să transmiteți un mesaj. Eu mi-au la revedere acum de la dumneavoastră, dar nu înainte de a vă dărui, părinte, cartea Excelsior a domnului profesor Aurel Tinca. Este o selecție de texte, cu siguranță o să vă placă foarte mult. Mulțumesc. Oameni buni, aceasta este emisiunea Perfectul Simplu din această seară. O puteți vedea în reluare sâmbătă la ora 18, o veți găsi pe YouTube, dar și pe site-ul nostru www.oltv.ro. Să ne vedem cu bine miercurea viitoare și, părinte, vă rog, transmiteți un mesaj, acolo este... Îi mulțumim lui Dumnezeu mai întâi pentru toate darurile sale, dar mai ales pentru darul suprem, acela al înomenirii Fiului lui Dumnezeu, al nașterii sale ca Dumnezeu copilul, ca model pentru noi oamenii, pentru ca noi să ajungem să fim Dumnezei după har. Și atunci, dacă simțim că El este soluția vieții noastre, Dumnezeu copilul, născut în Betleem, într-o peșteră, nu într-o casă, în mijlocul naturii, a animalelor, a viețuitoarelor blânde, a oamenilor pașnici, cum au fost păstori, iată, a magilor care au adus daruri. Deci, pentru că El, Dumnezeu copilul, vine într-o lume smerită, smerindu-se negrăit, ne cheamă și pe noi pentru a trăi mai discret, mai introvertit, pentru a ne întâlni cu El în taina inimii noastre. La Apocalipsa așa se spune, iată, eu stau la ușă, la ușa inimii tale și bat. Deci tu ești gazdă, eu sunt oaspet, zice Dumnezeu. Hai să se întâmple și invers un pic. Eu asta vă doresc, să se întâmple ca și noi să fim oaspeți primitori și evident El își face cu asupra de măsură lucrarea sa, devine o gazdă care ne hrănește cu trupul și sângele Lui, devenind Hristoși după har, devenind Hristofori. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu, părinte. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.